Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorumbac și vă prezint știrile publica.md. De astăzi, moldovenii plătesc mai puțin pentru medicamente și energie electrică. Prețul preparatelor farmaceutice a fost redus până la 14%, iar curentul electric se ieftinește în medie cu peste 9%. Medicamentele au fost ieftinite ca urmare a micșorării adaosului comercial pentru preparate. Conform noilor amendamente, cel mai mult a fost redus prețul doctoriilor scumpe. Panourile publicitare din centrul capitalei încep să dispară. Zeci de afișe au fost demontate noaptea aceasta de pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Autoritățile declară că agenții economici care nu mai au autorizații pentru panouri au fost anunțați încă de acum 2 ani că acestea trebuie înlăturate, dar nu s-au conformat solicitării. Parlamentul va examina astăzi proiectul politicii bugetari fiscale pentru acest an. Ca și în anii precedenți, documentul vine și cu noi scumpiri. Ministerul Finanțelor a propus deputaților majorarea accizelor pentru țigări, alcool și carburanți, dar și un preț mai mare pentru vinietă. De asemenea, proiectul prevede în premieră și introducerea impozitului pe avere. Înscrierea copiilor în clasa 1 începe astăzi. Aproximativ 35.000 de copii sunt așteptați la școlile din țară pentru prima oară. Părinții micuților care au mers la grădiniță vor trebui să prezinte un raport privind dezvoltarea socioemoțională. La începutul lunii iunie vor avea loc testări pentru admiterea în clasele de profil. Înscrierea se va încheia în 21 iunie. În țară, în prezent, sunt peste 1.300 de școli. Leul se depreciază în raport cu principalele valute de referință. Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 22 de lei și 33 de bani pentru un euro, cu 10 bani mai mult decât ieri. Dolarul american s-a depreciat un ban și este cotat la 19 lei și 63 de bani. Leul românesc costă 4 lei și 99 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Iar hrivna ucrainiană și rubla rusească își mențin poziția și pot fi cumpărate cu 74, respectiv 29 de bani. Numărul victimelor în urma prăbușirii podului din orașul indian Calcutta continuă să crească. 23 de oameni au murit, iar peste 150 au suferit diverse leziuni. Echipajele de salvator, pompieri, polițiști și voluntari intervin și acum la fața locului pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md. Să aveți un weekend liniștit!